Și în plin val al scumpirilor, guvernanții încă se ceartă pe voucherele promise populației. Acesta ar fi trebuit oferite din fonduri europene, dar comisia nu și-a dat acordul. Așa că nici acum nu se știe de unde vor veni banii pentru aceste vouchere. Colegul nostru, Alex Vlădescu, ne spune mai multe. Bine, v-am găsit. E foarte greu de spus în acest moment de unde vor veni banii pentru aceste vouchere de 50 de euro cu care populația care are un venit mai mic lunar de 600 de lei sau pensionarii care au venituri mai mici de 1500 de lei ar trebui să decidă guvernul de unde vor veni banii. Niciun oficial nu ne poate spune în acest moment de unde vor veni banii pentru aceste vouchere, în contextul în care știm cu toții la începutul acestei săptămâni liderii coaliției de guvernare în frunte cu premierul Nicolae Ciucă au ieșit și au spus că au un pachet de măsuri în valoare de peste 17 miliarde de euro, dar fără ca măcar să aibă un acord din partea Comisiei Europene pentru acest pachet. Acum, liderul socialdemocraților, Marcel Ciolacu, spune că, până la urmă, ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș, ar trebui să meargă la Bruxelles să negocieze cât de repede vor veni, să negocieze încât România să primească bani europeni pentru aceste vouchere. Pe de altă parte, Ministrul Fondurilor Europene, interimar până la urmă, Marcel Boloș, recunoaște că, deocamdată, nu există un acord cu Comisia Europeană. Spune că au existat discuții, dar nu avem un răspuns. Mai spune și că nu va exista un acord fundamental pe toate cele 17 măsuri prezentate de Coaliția de Guvernare pentru ajutorarea populației. Marcel Boloș speră ca, până la urmă, Comisia Europeană să ne dea voie să folosim banii din exercițiul financiar trecut pentru aceste vouchere care se vor da în 2022. Așadar, deocamdată nu e clar de unde vor veni banii, cum vor fi acordate aceste vouchere, se caută soluții la nivelul coaliției de guvernare, dar iată că liderii s-au grăbit să facă un anunț public.